Și avem aici Zitri Enzipol. Zitri Enzipol. Bun. Astăzi am fost la cumpărături. A fost una din zilele agitate, pentru că am fost la cumpărături de cadouri și încă nu s-au terminat, mai am ceva de luat eu mâine. Avem cadouri pentru tot neamul, pentru toată familia. O să vi le arăt mai încolo, uite și coroanița de brad de la ușă. Ne-am tot hrit pe tema bradului, fiindcă stă drept, nu stă drept, până la urmă am reușit să-l facem să stea drept. Și l-am pus aici în sufragerie, în studio. Așa, și vrem să mutăm. Vrem să mutăm beculețele astea pe care le-am pus în darkroom și vă arătam eu că stăteau la camerele foto acolo în partea elaltă, pentru că acolo e camera de depozitat momentan și nu stă nimeni, așa că n-are rost să le ținem acolo. Și o să le punem aici în sufragerie, pentru că o să arate mai fine. Și fiindcă urmează să vină niște prieteni, ne-am gândit să facem așa o... Uite fața de masă de care ziceam eu. Like a little table for us. Zipol se învârtă in the house. Se învârte in the house. Zipol. Hello, Zipol. Hey, the people. Am repus, de fapt, a pus Paul din nou alea, beculețele de pe geam. Lasă pentru că picaseră. Da. Și momentan aici avem penurie de masă. Am mutat niște chestii acolo, fiindcă nu aveam loc. Da. Și cam asta este. Avem aici brăduț și măsuț și toate cele. Și acolo sus vrem să punem becurile ca să fie la geam așa fain și frumos. De acolo sus. Să vedem ce iese. Între timp, turnul Eiffel de afară s-a transformat în... Stați că... Deschid un pic gemulețul. Așa. S-a transformat în brăduț, au pus într-un fel sau altul alte beculețe și arată super tare și îmi place mult cum se vede și luna alături. Vedeți acolo între copaci, așa, cu nori și cu brădulețul. Ia, să-l vedeți și voi. Nu e cel mai tare zoom ăsta, dar, na. Vedeți așa cam cum apare. Pretty. Povesteam că am fost astăzi să luăm cadouri. Am luat cadouri pentru ai mei, pentru mama lui Paul. Pentru mama și pentru tata, da? Deci pentru mama lui Paul. Cam astea sunt cadourile momentan aici. Cred că o să vi le arăt mai târziu, fiindcă nu prea mai avem timp acum. Și pentru amici ăștia noștri, plus pentru Michi și soțul ei, pentru că avem de gând să mergem după Crăciun pe acolo. Și așa că aici sunt chestiile cumpărate. A fost o zi din aia super, super nebună, am alergat după cumpărături, nu găseam toate cele, mâine încă mai am de luat ceva pentru taică-miu și o să fie ultima cum... și pentru Paul. Mâine sunt ultimele retușuri, ultimele cumpărături și sper să fie all good. Da, și acum așteptăm să vină prietenii la masă. Și trebuie să mă apuc să ambalez cadourile pe care le-am luat pentru ei, să le pun într-o punguță frumoasă de cadouri. Așa, și am pus aici toate cele, pungă de cadouri, în care vom pune cadourile, mă surprinzător. Asta a luat-o Paul pentru el, pentru că este un vin, bărbații cu vinurile. Și am să-i luăm și ceva pentru... Am luat așa, pentru el, pentru ea și pentru amândoi. Și anume... am luat o mască de față, fiindcă asta, indiferent de ten, e faină. E moisture and freshness. E super ok. Iar ăsta este un demachian de la Gerovital. O apă micelară cu acid hialuronic, care e super, super fain. Și mă gândesc că i-ar prinde bine. Adică, bănuiesc orice femeie se machiază, deci... Astea două ar fi o treabă bună. Plus asta pentru el. Și pentru amândoi am luat Glade-ul ăsta, care este cu aromă de levănțică și jasmine. Îmi scap acum. Uite așa, trebuie să fie și în română undeva. Nu este. Mă rog. Ideea e că asta m-am gândit că ar fi interesantă pentru amândoi, fiindcă este... un produs care miroase frumos și e fain pentru casă. Așa că acum o să mă apuc să le pun frumos în punga de cadouri.
Ca să fim pregătiți, pentru că trebuie să apară și ei. Ta-da! All inside. Așteptăm musafirii. Ia, scârpinii rochi. Au plecat și prietenii lui Paul, de care vă spuneam că o să vină. Ne-am jucat activitatea, n-am să filmez, că na, nu știu cât de ok sunt unii oameni cu filmatul și am zis să nu mă bag încă chestia asta. Momentan e încă un secret faptul că vloguim. Nu cred că o să mai facem în seara asta bradul și asta fiindcă e destul de târziu. Dar am reușit să punem la loc plasa de beculețe, pentru că picase după ce am pus-o atunci și am pus mai mult scoci de data asta, am prins-o și de rolele de la jaluzele, așa că momentan e safe and secure. Mâine o să fie o zi de completat cadourile, în ideea în care mai trebuie să iau cadoul lui Paul și o parte din cadoul lui taică-miu. Și cam asta ar trebui să fie. În principiu, să vedem, sper să fie ok și vremea și să decurgă lucrurile normal. Ziceam că o să vă arăt ce cadouri am luat pentru ai mei, dar nu vreau să fac asta acum, pentru că mâine o să împachetăm cadourile. O să facem și pomul și o să împachetăm și cadourile înainte să mergem la ai mei, așa că, dacă tot se întâmplă acest lucru, o să vi le arăt pe măsură ce le împachetez. Vă pun acolo cu mine. Mâine o să fie, din păcate, ultima, sau din fericire, nu știu, ultima zi de Vlogmas. Adică, practic, pe 24 o să filmez ultima dată și o să apară pe 25 clipul. Să aveți și voi un clip de Crăciun. În principiu, după cum v-am zis, mi-a plăcut să fac asta. A fost puțin cracked, n-a fost chiar așa fluid cum aș fi vrut să fie, dar asta din două motive. Unul, pentru că mi s-a întâmplat și să nu mă simt bine în anumite zile și n-am putut să mai editez seara respectivă. În alte zile, efectiv, n-am avut cu ce să filmez și filmam de la 8 seara și terminam de editat la 3 dimineața, pentru că nu am device momentan de pe care să filmez. Dar all is good. L-am făcut, l-am încheiat, l-am dus la bun sfârșit. Mă bucur mult și sper că, nu știu, v-a lăsat măcar cu o impresie cât de bună, cât de pozitivă. Sper că v-a plăcut sau ați avut ceva pe care să-l vedeți când rodeați ceva, nu știu, o sămânță, o popcorn, ceva. Și o să mă schimb și o să mergem la culcare, pentru că deja e quite late. Așa că noi ne vedem mâine în clipul din ajun. Bye!